După 23 de ani de când se află la conducerea primăriei Comunei Pui, edilul șef Victor Stoica este de părere că trebuie ca satele să fie scoase din, citez, epoca medievală într-o epocă mai modernă. Condițiile pe care locuitorii din mediul rural le au trebuie să fie aliniate la cele din mediul urban, iar pentru acest lucru este nevoie de viziune, de proiecte și de atragerea cât mai multor fonduri. Am încercat tot timpul și încercăm să scoatem satul românesc de acolo din epoca aia, să spunem, medievală sau mai de demult, într-o perioadă sau într-o epocă mai modernă, să îmbunătățim condițiile acestor oameni ca încet, încet, diferența între traiul de la țară și traiul de la oraș să nu se mai cunoască, să fie, să se uniformizeze într-un fel sau altul. Sau poate putem spune că la țară, și părerea mea că dacă locuiesc acolo, traiul e mai liniștit și aerul mai curat și multe lucruri mai frumoase. Numai că în ziua de azi, când toată lumea, într-un cuvânt, nu ne mai place munca, mai bine suntem în vârful blocului, un salar bunicel și toată lumea e ok. La fondurile europene care ar trebui să dezvolte țara, în loc noi să simplificăm lucrurile ca să poate să absorbim acei bani care ni se cuvin și care ni sunt alocați, de multe ori noi ne îngreunăm lucrurile. Ați întâmpinat astfel de dificultăți pentru că ați depus și aveți proiecte pe fonduri europene. PNRR-ul ăsta e un program și un proiect bun în felul lui. Fiindcă e un proiect inițiat de Uniunea Europeană după pandemie, ca să mai echilibrez un pic lucrurile, să se dezvolte Simțiți populația. Simțiți că se mai echilibrează lucrurile? Sunt tot felul de anomalii în PNR-ul ăsta, nu mai știi ce să accesezi și ce nu.